Știința, Explorări Baia Mare și Volei Municipal Zalău se întâlnesc în semifinalele Cupei României. Prima manșă va avea loc mâine cu începere de la ora 18 pe terenul echipei din Zalău. Băimărenii vor avea un meci foarte greu în fața deținătoarei trofeului. Clar, ei sunt favoriții la câștigarea meciului. Ei deținând și cupa, dar eu zic că o să fie un meci frumos și sperăm la victorie. Explorări a ajuns în penultimul act al competiției după ce a învins pe VCM-le PS Piatra Neamț, în timp ce formația din Zalău a trecut de Unirea Dej. Pentru primul meci din semifinale, Explorări nu va putea conta pe serviciile lui Robert Suțea, care este accidentat, și Alan Domingos, care a plecat în Ungaria pentru a-și prelungi viza de ședere. Manșa a doua din Cupa României va avea loc în data de 8 februarie în Baia Mare. În cealaltă semifinală se întâlnesc SCM-ul Craiova și Arcada Galați. Semifinalele Cupei României se dispută după sistemul tur-retur, urmând să se califice echipa care acumulează mai multe puncte în cele două manșe. Dacă punctajul general va fi egal după cele două manșe, se va disputa setul de aur pentru stabilirea echipei calificate în ultimul act al competiției. Finala Cupei României se va juca într-o singură manșă în data de 30 aprilie. Știința, Explorări și Volei Municipal Zalău s-au întâlnit în finala Cupei României din sezonul precedent, câștigată de echipa din Zalău cu 3-0.